Stimați telespectatori, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog 100%, o ediție specială, veți vedea, în care vă propun o călătorie în jurul Pământului, alături de invitatul meu, un tânăr, Timotei Rad. Bună seara, Timotei, și bine ai poposit la Ploiești. Tu ești un călător care stă foarte bine cu drumul și care, în consecință, a călătorit foarte mult. Ai parcurs aproape 80 de țări și ai făcut ocolul lumii în 80 de țări, am putea spune. Exagerăm foarte, foarte puțin din punctul ăsta de vedere și n-ai obosit niciun moment, dimpotrivă planurile tale sunt în continuare, de a călători cât se poate în lumea largă, făcând autostopul în cele mai multe situații. E o performanță la care nimeni n-a îndrăznit să viseze, iată că tu nu doar ai visat, ci ai și reușit să o pui în practică. Ai un blog pe care îți împărtășești impresiile din călătorii și ai și o mulțime de sfaturi pentru cei care poate s-ar încumeta să scalce pe urme. Ți-ai propus cu cât timp în urmă să faci ocolul lumii? N-ai reușit încă să-l faci așa de-a dreptul cum ai visat de la bun început, dar ai parcurs mare parte. Cred că mi-ar fi mai ușor, de exemplu, să te întreb în ce țări n-ai fost, decât să încep să mi le înșir pe cele aproape 80 pe care le-ai vizitat de-a lungul timpului. Dar cum a început nebunia asta? Oricum sunt mai multe în care n-am fost decât cele în care am fost. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație, bună seara pentru toată lumea. Au fost mai multe întrebări micuțe la care vreau să răspund ca să completez, acum am uitat. O să începem cu povestea ta. Și cum s-a născut ideea asta de a călători în jurul lumii? Înțeleg că în timpul facultății, da? Eram student la cartografie, vreau să demonstrez pentru teza de licență că primul român care a făcut o hartă a unei zone de al României nu e Constantin Cantacuzino cu harta Valahei de la 1700, ci Dimitrie Cantemir cu harta Moldovei, realizată pe la 1711, publicată la Amsterdam la 1737. Ideea e că Constantin Cantacuzino era omul care avea puterea în țara românească, nepotul său, Constantin Brâncoveanu, era domnitorul, o a dus doi învățați greci ca să facă o hartă a țării românești. Aceștia au făcut harta, ca autori au fost trecuți ei și menționat Cantacuzino, că el a oferit detalii și informații pentru a ajutat la realizarea hărții. Normal că românii noștri au vrut să-l facă pe el autor. Pentru asta au șters jumătate dintr-un rând din titlul hărții. Titlul hărții are trei rânduri în care se explică părțile de autor și drepturile contribuția fiecăruia la această lucrare, da? Faptul că am văzut acea jumătate de rând șters, mi-am dat seama că acolo este ceva care nu-i tocmai curat. Ideea e că cei doi învățați greci erau astronomi, geografi și matematicieni. La vremea respectivă să faci o hartă era foarte dificil. Presupunea astronomie, de să stai să vezi stelele, să calculezi unghiuri. Era o muncă foarte mare pe care cineva care a studiat logică și politică la Padova, parcă o studia Constantin Cantacuzino, n-avea cum să facă asta. El a fost menționat ca contribuitor, dar nu poate fi considerat autor de hartă. A fi cartograf e cu totul altceva. Fiecare cu meritele lui. Am făcut acest studiu, a durat cam 2 ani. Mai aveam nevoie să accesez 5 resurse bibliografice care nu le găseam în România. Le găseam în Viena, Leipzig, Paris, Londra și Padova. La Londra este și acum singurul original al hărții, Valahiei, de la 1700. O copie foarte slabă este la București, o copie foarte de calitate și foarte frumoasă la Viena. La Leipzig, Paris și Padova sunt niște cărți foarte vechi care fac mențiuni cu legătură la această hartă a Valahiei. Deci am vrut să, cu toate că și din titlu puteai să o spui simplu, bă, sigur nu, dar am vrut să fac. Ai vrut să demonstrezi fără urmă de îndoială că nu este prima hartă. Da, și să aduc în discuție, toate argumentele care ar putea fi pro. Adică dacă există vreo mențiune prin vreo carte veche care vorbește despre această hartă, trebuie să o verific ca să fiu sigur că acolo nu se dă vreun hint în direcția favoarea faptului că teze inițiale, cea că ar fi fost Cantacuzino autorul hărții, da. Asta a fost teza, să demonstrez că nu e Cantacuzino. În momentul în care nu e Cantacuzino, atunci e Cantemir cu o hartă făcută puțin mai târziu, dar e făcută cu siguranță de el. Pentru mine Cantemir e cel mai mare om de știință care l-a avut vreodată în România și cel mai complex, adică de la poet, istoric, filozof, muzicolog, să creezi portativ și să fii capabil și să fii istoric. Adică domenii atât de diametral opuse. Eu sunt pasionat de istorie, de geografie, de sociologie, dar la chimie, matematică, muzică,
pasta. Adică, bine, ascult și eu muzică, îmi place muzica, dar nici de cum să știu să scriu un portativ. Cu atât mai mult să inventez un nou portativ. Altă tipologie de a pune notele în pagină. Și atunci, e meritul acestui om. Mai mult de atât, Cantemir a avut erori de calcul pe harta lui de 3 ori mai mici decât acei astronomi greci care erau învățați, care au cărți publicate pe la Paris și peste tot. Deci, cu atât mai mare e meritul lui Dimitrie Cantemir. Da. Dar cum a fost întâmpinată teza asta ta? De către cei care au considerat multă vreme harta lui Cantacuzino? O parte din profesorii de cartografie din București mi-au spus, măi, apreciez, zici tu ceva, dar pentru mine tot Cantacuzino e primul. Ma, fiind de-al lui din București, poate omul vrut să țin. Eu sunt din Ardeal, unul din Sud, celălalt din Moldova, n-am deținut partea nimănui, dar am bucuria să fi găsit detaliul ăsta, să fi făcut o teză frumoasă și consider că am pus un pic în plus în lumină meritele lui Cantemir. Dar pasiunea asta pentru cartografie de unde vine? Că e clar că... De la pasiunea pentru istorie, pentru hărți, pentru capitale. De mic copil am învățat de prin clasa a doua capitalele Europei și încă câteva capitale de prin lume. Deci am fost dintotdeauna pasionat de geografie și istorie. Și viseai pe atunci să ajungi să le vezi pe toate și poate chiar mai multe de atât? Nu, în niciun caz. Era ceva complet interzis, era ceva ce se știa că nu se poate. Sunt născut la țară, dintr-o familie de oameni simpli, care au făcut școală profesională, nici măcar liceu, pe vremea lui Ceaușescu. Și am locuit de la 10 ani până la 19 ani în Valea lui Mihai, care e pe granița cu Ungaria și era unul dintre punctele în care speranțele să treci dincolo, ilegal, pe vremea lui Ceaușescu, erau cele mai mari. Se mai trecea pe la Cazane, dacă știai să înnoți Dunărea, și prin Valea lui Mihai. Se sărea din tren undeva între stația Halta și Mian și Valea lui Mihai și pe corpe... Am verificat... Mă rog... Te împușcau dacă te prindeau că încerci să treci ilegal granița. Eu, copil fiind în așa mediu și context social, să am un pașaport și să obțin o viză, era ceva... Era inimaginat. Da, adică... Era oricum nu se greu pune... și de imaginat, da. De visat, dar aminte să năzuiești, să pui în practică, da. Ori mai trebuie să treacă mulți ani ca să poată călători românii în Europa în primă fază cu 500 de euro. Era acea sumă minimă. Mai apoi s-au ridicat barierele granițelor complet. Nu... Am putut să prevăd aceste schimbări geopolitice, poate le-au prevăzut doar chiar mari specialiști la nivel național. Și atunci nu puteam visa la așa ceva. Dar când pentru acest studiu m-am dus până la Londra, Paris, Padova, am mers cu autostopul, cu un rucsac, cu un sac de dormit și am văzut că e posibil, am renunțat, aveam planuri să fac teza de doctorat pe istoria cartografiei teritoriilor românești, adică să fac un fel de index al tuturor hărților vechi, pentru că asta poate fi folosit la multe studii, de exemplu, râul Bârlad și-a schimbat cursul în ultimii 300 de ani, atât de mult încât nu se mai varsă în... Parcă se vărsa direct în Dunăre și acum se varsă în Sireș și Siretul în... Nu mai rețin exact. Dar aceste mișcări geomorfologice și de am terminat facultatea de geografie de 4 ani și n-am mai ținut legătura cu subiectul, așa că mai încurc anumiți termeni. Și am fost foarte pasionat de cartografie, cartografie matematică și istoria cartografiei. Am neglijat un pic topografia, pedologia și alte științe, că nu pot să fii bun în toate. Da, făcând călătoriile astea pentru teza de licență, mi-am dat seama că e posibil. Și am zis, frate, nu mai contează nimic, e posibil ceea ce am visat în copilărie. Și ceva care să mă facă mai fericit de atât nu cred că există și am început să fac asta. Mi-am creat o pagină de Facebook pe care am numit-o În conjurul lumii cu autostopul. Am denumit acest proiect în acest mod. Eu sper să-l realizez, adică să fac și un înconjur complet, cu toate că termenul e destul de generic. Te erau, poți înconjura oricum vrei. Nu o să vin eu să zic că am înconjurat, că nu sunt Magellan. Dar ca să pot promova povestea, o trebuie să o denumesc cumva. Visez și eu să înconjur fără pauză planeta noastră, dar am pornit spre Siberia, Mongolia, încercând să înconjur lumea cu autostop, să înconjur lumea cu autostopul cu 70 de euro. E clar că nu pot să pretind că neapărat o să fac asta, n-am afirmat niciodată că am făcut înconjurul, dar știrea mai e preluată de anumite site-uri, e prezentată într-un mod, ceea ce e normal că așa funcționează. Nu pot ei, oamenii de presă, să fie atenți la toate detaliile mele, că... În schimb, o să avem timp să ne urmăm și de detalii într-o oarecare... Da, într-o astfel de emisiune e foarte frumos, pentru că pot să răspund și pot să...
Și mă bucur, mulțumesc. Cum îți susții călătoriile astea? E prima întrebare la care se vor gândi. După care o să vorbim despre călătorie în sine, că experiențele alea sunt cu mult mai interesante. Mulțumesc. Decât aceste detalii, presupun că dacă îți dorești foarte mult, vei găsi întotdeauna o soluție. Da. Dacă nu spui neapărat problema, asta, și cauți soluția. Exact, asta e ideea. Să încercăm să găsim probleme, nu să ne plângem de probleme. Pardon, să găsim soluții problemelor și nu să ne plângem. Exact. O vorbi limba fără să gândească creierul. Abordarea mea vis-a-vis de orice fac e să fiu onest. Nu-mi place și nu vreau altceva. Sunt multe proiecte care sunt făcute, adică și nu trebuie omul să dea detalii vis-a-vis de bugetul cu care a pornit sau cum și-a făcut, pentru că e liber să o muncit cum i-a făcut de treaba lui. Ei bine, eu în momentul în care promovez o poveste în care zic că am pornit cu 70 de euro, ăsta e un subiect care trebuie să-l explic și să-l dezbat, pentru că povestea mea are o latură frumoasă și specială cu asta. Deci, eu am pornit gândindu-mă că o să bat la ușă la țărani, cum am crescut la țară, știu să povestesc cu oamenii simpli și să-i întreb, tată, este ceva de lucru? Îmi dai să mănânc astăzi și îmi pui la pachet pentru să mai am două zile ca să mai continui să mai văd din lumea asta. Dar în același timp am început un blog, sperând că poate o să scriu, o să fie oameni care apreciază și care mă ajută cu donații sau poate povestea prinde și o să găsesc sponsori. Orice presupune sponsor, marketing, promovare, e o muncă și sunt oameni care au experiență de ani de zile în domeniile astea și nu a putut studentul Timotei, așa, mergând și el 10.000 de kilometri cu autostopul, să știe dacă călătorește. A călători una, a fi blogări alta, a face, a promova o poveste cu toată altceva, a scrie altceva. Și atunci le-am învățat încet cât am putut. Am avut șansa să funcționeze partea de donații. Să funcționeze faptul că franchețea și onestitatea mi-a fost apreciată de unii oameni. Sumele nu au fost mari. O parte din sumă o trebuie dată pe vize. O altă parte din sumă o trebuie folosită cumva de un mod eșalonat și calculat după statistici. O trebuie să, tot timpul am urmărit statisticile pentru blog și pentru pagina de Facebook. Cei care nu știu, paginile oficiale, cele cu like-uri, au tot felul de insight-uri. Ai o categorie, Facebook îți oferă cifre, să vezi ce tip de oameni te urmăresc și mai apoi investește. Ce interesează mai mult și așa mai departe. Exact. Asta ca să poți să-ți promovezi povestea înspre grupul țintă care apreciază așa ceva și deci o parte din donații undeva la 12-13% periodic îl reinvesteam în asta. Mie tot promovarea paginii, da, tale. Mie tot 200-220 de euro pe lună rămânea în urma asta, dar ca să pot să continui să călătoresc, trebuia să dau acel procent. Deci, după ce scad acel procent și banii pentru vize și banii pentru câteva feriboturi ca să ajung pe câteva insule, atunci rămân cu o medie de 200-220 de euro, cu care asta a fost suma medie cu care am trăit în cei 3 ani. Am avut la un moment dat 61 de zile fără niciun leu și au fost poate cele mai frumoase zile din viața mea. S-au nimerit și să fie... Multe nu-s la întâmplare. Au fost în Siberia, unde e cel mai rece loc, asta poate e cacofonie sau repetiție, mă rog, zonă locuită permanent de oameni și foarte rece. Dar au o căldură interioară ceva. Pentru mine Rusia e țara preferată și oamenii cei mai apropiați de sufletul meu. Mai fost așadar în aproape 80 de țări, da, sau vorbeam noi, sau de regiuni care sunt 78 care sunt de țări și teritorii. Ar fi 81. Informația asta a fost preluată la un moment dat, parcă, mă rog, cineva a dat cifra de 81. Diferența dintre 78 și 81 e Trinidad, Tobago, Emiratele Arabe Unite și Qatar. Aici am avut escale cu avionul, fără să vizitez țările alea și nu le-am vizitat cu autostopul. De aia nu le număr și zic 78. În Afganistan, ambasadorul României a aflat cine că mă plimb pe acolo, m-a pus pe avion și m-a trimis acasă. În drumul spre casă am făcut escală în Dubai și în Qatar, dar doar în aeroport. Deci nu și atunci nu l-ai mai pus la, da, la socoteală, pe lista țărilor străbătute, exact, cu autostopul. Da. Cum a început călătoria? Care au fost primele destinații, primele puncte pe care le-ai atins? Deci au fost călătoriile pentru cele două studii cu harta, pentru două călătorii pentru studii cu harta, pentru că eu m-am dus și am vrut dintr-o călătorie să ajung în toate cele 5 locații unde aveam bibliotecă sau arhive, Viena, Leipzig, Paris, Padova, Paris, Londra și Padova, dar am făcut Viena, Leipzig, Paris în 7-8 zile și am fost atât de obosit încât am zis, frate, atâta se poate, mă întorc acasă, oricum urma să am licența. N-am completat studiu pentru licență, aveam oricum pregătit alt
material ca să-mi fie licență, pentru că știam că există o posibilitate să nu pot termina studiul ăsta cu Arta Valahiei. Sunt obișnuit să îi zic că a fost teza mea de licență, că așa e povestea. Pe ultima 100 de metri trebuie să schimb. Și imediat după licență m-am dus în a doua călătorie ca să ajung și la Londra și la Padova, în acele biblioteci, și să termin studiul. Am terminat studiul și l-am publicat pe blog, ca PDF, la secțiunea articole științifice. Mai apoi m-am dus până în Spania și înapoi tot cu autostopul, mai apoi până în Sahara. Am intrat 2200 de kilometri pe continentul african. Visele mele cele mai mari de mic copil și curiozitatea cea mai mare au fost pentru Sahara și Siberia. Erau locurile de care oamenilor le era cel mai frică. În Siberia ne deportase Stalin strămoșii, iar în Sahara eu citisem multe romane cu pirați care naufrageau pe undeva pe malul unui deșert. Deci cumva, și ajungeau să moară în deșert. Și vreau să văd aia, vreau să văd. Contextul diferă clar. Siberia nu mai e cea care a fost atunci. Și asta e ceva care e trist, pentru că continuăm să fim hrăniți cu prejudecăți și idei vechi politice și nu se știe nimic real despre Rusia de azi. Adică, mă rog, știu câțiva care au fost pe acolo sau câțiva care chiar sunt foarte interesați să găsească subiectul, dar ni se pun în față, dacă Rusia e țara mea preferată, nu e acolo niad și... Da, aici vorbești despre țări sau mai degrabă și despre locuri sau despre mai degrabă oameni. Despre oameni? Nu, eu vorbesc despre oameni, nu despre politică, dar din păcate omul de rând când îi se prezintă ceva extrapolează și se gândește că așa e Rusia, că așa e Afganistan. Am ieșit viu și din Afganistan și din Irak. Într-adevăr, îți trebuiesc anumite abilități de comunicare și de a arăta respect față de ceva cu care tu nu te identifici neapărat. Noi suntem creștini, ei sunt musulmani, eu nu mă identific ca creștin, nu consider că nu am o religie, și asta probabil că m-a ajutat să fiu cumva imun sau neutru. Îndeajuns de tolerant cu toți cei pe care exact. Ai venit, indiferent de credința. Asta e ideea. Să fie echidistant față de... Toate credințele promovează asta și, din păcate, în practică nu se pune. Adică creștinismul ne învață să fim toleranți și să iubim pe toți. Islamismul și el învață la fel, sunt un pic mai multe cazuri extreme la ei pentru că sunt țările mai sărace. Chiar dacă noi vedem pe hartă țări independente, sunt încă colonii. Să nu uităm la Irak, la Siria, ce se întâmplă, cum au fost exploatate și Qatarul a fost rupt de Irak, de mod injust, de către britanici și americani, iar mai apoi Saddam Hussein a vrut să le iei înapoi. Într-adevăr, Saddam Hussein era un dictator nebun. S-a folosit asta ca să se dea vina și toată vina s-a pus în seama lor. Așa e cel mai ușor, să dăm vina pe alții. Când ajungi în câte o țară și găsești oameni cu care să comunici, vorbiți și despre lucrurile astea? Da, categoric. Adică vorbiți fără să faceți politică, vorbiți și despre politică? Da, pentru că oamenii vor, adică oamenii... De fapt, vorbiți despre viața lor. Ei știind că eu sunt din Europa, ei vor să știe cum sunt percepuți ei. Și dar ești perceput mai degrabă ca european sau sunt și țări unde te identifici în mod particular cu România? Că e un fenomen, de pildă, dacă ajungi în Iranienii? Africa... Dacă ajungi în Africa, e prea mult să-i spui africanului că ești din România. Depinde cu cine vorbești și câtă cultură generală are. Asta e factorul cel mai important. În Rusia, toată fosta Uniune Sovietică știe unde e România, știe că Europa... Că de România... fiind relațiile... Da, din, dar să te duci într-o țară ca Mongolia, ea nu știu nimic. România întreabă și zic Europa, Uniunea Europeană, și răspunsul adevărat și corect e da. Începe să-și imagineze BMW-uri, Germania, viață bună. Și nu mai înțelege ce fac eu și își închipuie că eu am bani, de fapt, dar sunt șmecheraș. Și atunci trebuie să-i povestesc nu știu câte ca să înțeleagă peisajul complet. Iranienii au o cultură generală extraordinară. Sunt cam dintre cei mai educați oameni cu care am avut de face. Și există atâta propagandă împotriva lor. Acum, din câte am văzut, s-a ridicat embargo-ul, sigur să se schimbe lucrurile. Deci cu ei poți vorbi specific de România, de Balcani, de Europa, de influențe otomane, de influențe rusești, de ce ori făcut, că rușii încerca și pe ei să-i cucerească, că doar au avut Turkmenistanul, care are graniță cu Iran și care a fost în URSS. În Rusia, de asemenea, ei sunt educați cu o cultură împotriva Europei și împotriva și românilor, care au fost aliați cu ei și acum, dacă nu mai sunt aliați, relațiile s-au schimbat cu siguranță. Sunt romi. Deci ei m-au luat la autostop oamenii în Rusia, oameni foarte deschiși, onești, dar ei, când i-am zis că sunt din România, m-au întrebat dacă sunt rom.
Și mă bufdea râsul. Adică nu am o problemă cu aia. Deci și, au impresia despre România că e ceva foarte periculos. Românii au impresia că e foarte periculos să mergi în Rusia. Evident. Și nu e periculos nici să mergi în Rusia, nici în România. Dar sunt bariere artificiale create de către cei care... Există însă și țări în care e periculos să mergi, dacă nu ții niște măsuri de precauție. Da. Adică sunt sigur că au fost și momente grele în călătoria asta. Nu totul a fost foarte rău și nu întotdeauna ai dat neapărat peste cei mai frumoși oameni de pe pământ. Sau au fost poate momente dificile din alte puncte de vedere. Da. Au fost momente în care ți-a fost teamă cu adevărat? Am avut o situație în Kazahstan, cortul pus în stepă, în mijlocul pustietății și mi-a hoit un lup la circa 100 de metri de cort. Atunci îți dai seama că am simțit un pic de frică. Odată în Siberia, într-o zi, am văzut doi urși și eu ajunsesem în Siberia în partea cea mai nordică și cea mai friguroasă în 20 august, fără să-mi pot închipui că în 20 august în 22 august am avut minus 2 grade, în 27 august am avut minus 8 grade. Deci, pentru hainele care le aveam eu, cu care mă gândeam, eu fug spre sud, o să fie călduț, scap de frig, că nici nu aveam bani să-mi cumpăr altele și atât a fost să pun în rucsac când am plecat, nu eram echipat suficient de bine pentru acele temperaturi. Frigul combinat cu urșii care i-am văzut, au avut o reacție foarte interesantă și de frică și de... Deci, da, normal, chiar dacă probabil am mai mult curaj, dacă am fost capabil să fac și îmi place să fac astea, toți avem limite și la un moment dat ne sunt depășite. Țări periculoase, bineînțeles că sunt Iran și Afganistan, pentru că sunt țări în stare de război, țări cu oameni foarte, foarte săraci și needucați, ținuți în acea sărăcie de alții care trăiesc foarte, foarte bine lângă ei. Un polițist în Irak are $1,000 salar pe lună, cel mai, deci, soldățelul polițist, ăla care numai ce a intrat în academie, iar omul de rând trebuie să trăiască cu $1 pe zi sau ceva de genul. E clar că injustiția fiind atât de mare, omul trebuie să se apere cu... Și dacă ar fi educat, el în prima fază trebuie să mânce. La fel în Afganistan. În baza militară și tot ce presupune americani e un lux cum eu n-am văzut altundeva. Oamenii de rând în Afganistan trăiesc într-o sărăcie cruntă. Nu poți să dai vina, nu știu cine a zis, nu mai rețin, dar cineva a zis o vorbă de aur. Dreptatea întotdeauna e de partea celui asuprit. Deci nu o să dau vina pe el că e sărac, că e needucat, că e limitat, atâta timp cât el e asuprit de alții. Și condiția lui se datorează lăcomiei altora. Religie, deci, și în niciun caz o religie nu poate fi violentă. Islamul ca religie nu e violentă. Dacă stăm să calculăm, cea mai violentă religie din istorie e creștinismul, inchiziția, omorim mai mulți oameni decât oricine. Cruciadele făcute în numele iubirii erau crime. S-au învârtit puțin roata și în ziua de astăzi în țări musulmane sunt anumite violențe, îs legi idiote că spânzură pe o femeie care a făcut ceva banal, dar de exemplu sunt 40 de cazuri în toată Arabia Saudită în ultimii 23 de ani la așa ceva, pe când un avion iranian a fost doborât intenționat de americani în 86 și au murit 320 de oameni. Și americanii nu și-au cerut scuze nici azi. George Bush, bătrânul, a zis la vremea respectivă, țara mea nu să-și ceară niciodată scuze. Și-au dat intenționat ca să doboare un avion cu femei, copii și bătrâni. Și atunci tu găsești un ac în carou cu fâng care să-mi scoți ochii vis-a-vis de țările. Nu religia în sine e violentă, ci tot contextul. Trebuie să fim, să încercăm să fim cât de rezonabil putem, să arătăm înțelegere omului. Și când eu am fost în țările alea și am fost tratat mult mai frumos decât oriunde în Europa de Vest, nu o să... Deci, nu, adică, și vă invit... Adică, în momentul în care se merge cu turismul de masă, se ajunge în hotele, în locurile unde oamenii trăiesc din asta, încerc să fie amabil, să-ți vândă ceva, cum se întâmplă și la noi, că fiecare trăiește din ceva. Și atunci nu se vede cu adevărat adevăratele fețe ale acelor țări. Și nici nu poți să ai pretenția că te-ai dus și tu ca turist, îmi pare rău, deci nu poți să înțelegi o țară dacă ai fost pe o plajă din Maroc. Să înțeleg că eviți destinațiile turistice sau nu neapărat? Nu neapărat. Dar că îți propui să descoperi în mai multe feluri. Primordial, pentru mine primordial e să o descoperi la nivelele de bază. Ceea ce contează într-o țară ca România e omul de la munte care trăiește frumos. De la ăla o să aibă un străin care vrea să învețe cu adevărat ceva din România și să vadă adevăratul frumos al României. Ăla e. E bine că avem și Peleș și Bran și Castelul Huniazilor și Cheile Turzii sau ceva de genul. Dar
în momentul în care reușesc să intru în straturile astea, asta e cel mai frumos. Dat fiind că bugetul meu a fost limitat, nu m-am dus în zone să vizitez chestii foarte frumoase. Aș merge și așa, aș fi ipocrit să nu recunosc asta. Dar pe de altă parte, după ce am făcut atâta timp de acest mod simplu și ca bunicul sau ca la țară, eu asta o să fie mai valoroasă. Când am avut un pic de bănuți, am mers și am făcut un tur în deșertul de sare, Salar de Uyuni din Bolivia. E una dintre pozele care rulează în spatele meu sau al tău, unde stau în cap, așa, în mâini. O să ne vedem oricum, da, toate fotografiile și o să ne spui povestea din spatele fiecare, în măsura în care se poate spune. Regulă. Întorcându-ne la călătoria ta, ai o hartă clasică pe care o folosești? Te utilizezi GPS-ul? Cum te orientezi în călătoriile tale? Nu. N-am smartphone, am avut o singură dată pentru vreo 2 săptămâni, că l-am primit de la un prieten și după 2 săptămâni a rămas fără bani, l-am sunat dacă îmi permite să-l vând. Cum sunt? Păi de alții am dat, fă ce vrei cu el. Mi-ar fi practic și în viitor o să-mi iau, pentru că sunt tot mai... Îmi fac cont de Instagram, care se poate doar după un smartphone și se pot promova povestea în plus și plus când dă rapiditate la răspunde la e-mail-uri, la mesaje și tot așa. Deci GPS, nici poveste, nici hărți. Am cumpărat hartă doar în Mongolia după ce am rătăcit 5 zile iurea printr-un deșert și am zis, mă dau bătut, dau și eu bani pe o hartă. Pe de altă parte, o hartă e $3-4. Dacă vrei un atlas, poate fi și 10-15. Și ar fi fost o cheltuială care nu mi-o permiteam. Pentru mine $3-4 sunt banii de mâncare pe zi și eu dau bani doar pe mâncare. În marea majoritate a timpului, nu când mai dau și pe vize sau ce am pomenit. Atunci... și eu am avut plăcerea să pot merge pe câmp sau pe drumuri sau, și să mă pot orienta singur. Să o pot relaționa cu copilăria, când stăteam cu ele și trebuia să știu să mă întorc. Poate meream dincolo de un deal și nu mai știam exact unde e grajdul. Și instincte și abilități de acest fel ne ajută pentru toată viața, ne ajută mult mai mult. Atât, dacă eu sunt dependent de o dădacă numită Google Maps, și când dă o eroare și îmi zice că trebuie să reinstalez nu știu ce ca să-mi arate unde îs și poate n-am timp că spre asta. Am înțeles. O să vedem o serie de fotografii pe care ni le-ai pus la dispoziție. Pe o parte le-au văzut telespectatorii, dar nu s-au putut bucura de ele așa cum se cuvine. Și mai ales e interesantă povestea din spatele fiecare. Iată, aici ești alături de... un taliban în Afganistan. M-au luat la autostop... și mi-am încălcat o regulă care mi-am propus-o când am intrat în Afganistan. Mi-am zis, nu mă dau jos de pe drumul principal, că acolo mai este poliție, mai este armată și e mai safe. Mi-au spus, mergem până în satul nostru și după continuăm. Vii cu noi? Și am zis, da. M-au dus, m-au băgat pe un drum de țară, de noroi, de aproape, m-am bucurat că nu ne-am împodmolit și dintr-o pădurice, deci ce se vede acolo în spate e pădurica de vis-a-vis. În fața mea, cum ar veni, era o pădure unde era ascuns acest tip cu un AK-47. M-au întrebat, do you want to see something? Și am zis, da, yes. Ori fluierat și a ieșit tipul. Eu am fost respectuos sau cum s-a putut, m-a întrebat, vrei să faci o poză cu el? Da, cum să nu? Am luat pușca în mână și nu m-am apropiat de trăgat sau așa ca să nu transmit ceva greșit, dar m-am bucurat să mă... Adică e ceva exotic, nu știu dacă mai este altcineva pe pământ să... Cum te înțelegi cu cei pe care îi întâlnești în drum? În engleză, cu cei mai mulți? Vorbești mai multe limbi? Depinde de la țară la țară, tot timpul e diferit. În Afganistan, cei tineri... cuvintele de bază din fiecare țară pe care o străbați? În Rusia ei nu știu altă limbă. În Rusia au trebuit să învăț rusa. În Afganistan cei tineri știu engleză, pentru că deja americanii sunt acolo de 14 ani. Cei bătrâni știu rusă, pentru că au fost ruși înainte 8-9 ani. În Mongolia au fost foarte dificil, pentru că ei știu doar foarte puțină rusă. Eu mai știam și un picuț de rusă, dar să zicem că data setul meu de rusă era 5%, al lor era 5% și nu neapărat și era... Și dacă nu coincideau procent, exact, erau alte 5%. Da. În America de Sud a fost foarte ok, pentru că vorbesc spaniola fluent. În Brazilia ei vorbesc portugheză, dar îi rugam să vorbească rar și atunci înțelegeam. Româna, spaniola fiind limbe latine, o a treia limbă latină, e aproape din mers. Franceză și italiană vorbesc așa, la nivel începător. Sunt fluent în engleză și spaniolă. Am uitat ungurește pentru că n-am mai vorbit-o de vreo 11-12 ani. Când ne-am mutat în Valea lui Mihai, nu știam niciun cuvânt în maghiară, dar stând acolo 10 ani am învățat. Ca mai pe urmă să descoper că în procent de vreo 12% sunt și eu maghiar, ungur, cum contează cum. Și vorbesc și maghiara, dar nepracticând de mult timp am uitat-o.
Ne întoarcem la fotografii pentru a afla povestea fiecarea. Aici ești în Viena. M-a luat acest autocar foarte lung și mi se pare foarte mișto, am făcut o poză cu el. Ai de altfel, într-o prezentare, explici că ți s-a întâmplat să, la ocazie, să oprească și poliția de câteva ori, să oprească și ambulanța. Da. Și așa mai departe. Ai fost luat la ocazie și cu elicopterul și poate ne spui și poveștile astea, cred că apar și niște fotografii din punctul acesta de vedere. Aici o fotografie cu epavă în spate. Da, în Sahara. Mie îmi plac vasele. Mă fascinează. Citeam când eram copil cărți cu pirați, deci orice vas, că e epavă, nu contează. Și eram happy să văd această epavă. Ai avut ocazia să și călătorești pe vas? În foarte nordul Norvegiei m-a luat la autostop un domn care m-a dus vreo 200 de kilometri și înainte să ajungem la destinație mi-a zis că el cu prietenii lui urmează să meargă pe mare cu vasul lor, care are 21 de ani vârstă, dar e construit după tehnologia vaselor vikinge de acum 1000 de ani. Deci am fost pe un vapor cu pânze, este un video pe pagina de Facebook În conjurul lumii cu autostopul, la secțiunea videouri, am tras de funii, ne-a suflat vântul, o nins în 16 iunie 2014, a fost foarte dificil, cea mai dificilă experiență umană care am avut-o. Am avut la un moment dat vânt foarte urât, aproape mi-a răsturnat barca și trebuia să țin de funia mea și tremuram tot, dar țineam de funie că mă gândeam că dacă mă ridică poate, nu, în fine. Deci aceasta este experiență pe vas, dar nu face autostopul în... Da, nu, îl numesc autostop la vapor, că sună așa. A fost o etapă, da? A fost o etapă din călătoria pe care ai efectuat-o. Canionul Sharan în Kazahstan e ceva foarte frumos, asemănător cu Marele Canion american, dar nu e promovat pentru că e țară fost sovietică. Am crezut un moment că e făcută în Statele Unite fotografia asta. Seamănă într-adevăr foarte mult. Aici are și o fotografie interesantă. Amazonia. Dacă mai devreme te-am văzut cu o armă a unui taliban în mână, acum te vedem cu un șarpe pe după gât. Această fotografie... Machu Picchu, Peru. E făcută... Deșertul de sare, Salar de Uyuni, de care am pomenit, are cel puțin 100 de kilometri, nu mai știu exact care e lungime, dar mergi kilometri și kilometri și vezi doar alb, e fantastic. Îți faci singur fotografiile? Setezi aparatul pe automat sau cum? Depinde de dacă ești însoțit, dacă ai... Sau rog pe cineva pe stradă să-mi fac o poză, dacă e un obiectiv, o clădire frumoasă, sau omul care mă lua la autostop, sau îl pun pe rucsac și îl pun pe timer. Sahara. În poza care în sfârșit în Sahara, da? Da. De unde ți-ai dorit din copilărie să ajungi să vezi dacă e atât de îngrozitor pe cât părea în poveștile cu pirații. În Elveția, cu un polițist, în această poză, am fost luat la autostop de un tip care era drogat și mergea extra, cu 150 de kilometri, aproape din parapet în parapetul autostrăzii, prin munții din Elveția, riscam oricând să sărim în vreo prăpastie sau într-un tunel, putea să omoare pe altcineva și am considerat că trebuie să-l opresc pentru că face rău altcuiva. Nu am vrut eu să-i cauzez lui probleme, de asta e. Am reușit să-l fac să oprească într-o benzinărie, după care am sunat poliția, au venit poliția și l-am rugat pe domnul polițist să-mi facă poză. În Copenhaga, cu mica sirenă. E iarăși o poză extrem de simpatică, de altfel multe dintre ele au atributul ăsta. Aici ești în elicopter, da? Da. Deci în sudul Argentinei mi-a luat cineva la autostop, mă ducea vreo 100 și ceva de kilometri și la final mi-a propus să, era duminica pe la miez, mi-a propus să vin cu el, că la el este un picnic, vin prietenii și fac grătar și lucruri de genul. Unul din prieteni, tipul din poză, a venit cu elicopterul și povestindu-i ce fac eu, a zis, măi, ăsta nu mai mers cu elicopterul, trebuie să-l duci cu elicopterul. Și atunci te-ai urcat în elicopter și v-ați ridicat într-un zbor de recunoaștere. 10 minute, și a avut ocazia să faci și fotografia asta. Iar aici probabil în momentul în care ați coborât din elicopter. Ai întâlnit mulți oameni, ți-ai făcut și mulți prieteni în felul ăsta. Ții legătura cu mulți dintre ei sau țin legătura cât îmi permite timpul și vă dați seama, au fost multe dintre aceste întâlniri, au fost faine, cu oameni foarte faini, foarte drag că i-am întâlnit, dar în rest se ține în limitat timpul disponibil. Să-i reîntâlnesc pe unul dintre ei ar fi foarte fain, țin neapărat să-i reîntâlnesc pe doi dintre ei și o să-i reîntâlnesc, vreau să vină în Ardeal la noi și să le arăt și eu casa și țara noastră, cum mi-au arătat și ei țara lor. Am văzut o fotografie din Brazilia, dacă nu mă înșel, mai devreme. Cu statuia lui Isus în Rio.
Și acum o fotografie, e fotografia în Siberia, cu acel camion. Camionul armatei ruse. Un camion militar cu care, da, ai, cu care ai mers, da? Da. Eu sunt un pic în fața camionului, în raport cu el. Deci, dacă aș fi fost mai în spate, s-ar fi văzut că roata acestuia e aproape la fel de înaltă ca mine. Deci, undeva la 1,60-1,65 înălțime are acea roată. E o imensitate, un monstru, care m-am bucurat din fel de suvenir. Iar în Cipru, la cules banane. A zis că dacă eu încream că am mers la Cireș, eu să merg la banane. Și ai reușit să faci și pe asta. Aici, da, ești la sfârșitul lumii, da? Da. La capătul lumii. Ushuaia. Câte fotografii ai făcut de-a lungul timpului? Destul de multe. Am pierdut marea majoritate dintre ele. S-au păstrat doar... Acolo sunt pe linia ecuatorului, unde aveam aproape 200.000, aveam 200.000 și un pic, dar am făcut acel carton că e o cifră rotundă. A fost o bornă importantă, da, din călătoria, da, 200.000 de kilometri cu autostopul, da. Da? Aici, într-o pauză de masă, da? Erai cu o felie da, de pizza în mână? În Maroc, într-o familie, totul peisajul era foarte tradiționalist, musulman, era frumos. Și aici, în postura clasică, da? Da. A celui care face autostopul. Da. Aici făceai autostopul de pe... Cineva care m-a luat la autostop m-a oprit să fac, deci era un loc de ăsta pentru turiști, ca să te urci pe Camila, să mergi un pic cu Camila. Și mi-a făcut o poză. Aici sunt în Mongolia cu portretul lui Gengis Khan în spate, portrete construit din pietre pe tot dealul respectiv. Și se vede doar dintr-o perspectivă? Din... Da, dintr-un anumit punct din fața portretului. Aici tot în Mongolia, în spate, în Kazan, Tatarstan, Rusia, cu tricoul Salvați Roșia. Siberia, pe lângă Krasnokamensk. Alături de... Iarăși, de Victor, unul din tipii cu care ține neapărat să mă revăd. Un om foarte amuzant, foarte într-o ureche. Spre Nordkap, în nordul Scandinaviei. Mai aveam 340 de kilometri până la Nordkap, pe vasul cu pânze viking aici. Cel pe care ai avut ocazia să, da, să călătorești. 5 zile, vreo 120 de kilometri. În Isfahan, Isfahan, Iran. Mai apoi a fost Shiraz. Aici, în Salar de Uyuni. Ecuador. E monumentul cu pământul și e linia ecuatorului acolo. Aici, pe un drum din stepa sudului Siberiei, pentru că stepa Kazahstanului nu se oprește la granița cu Rusia, este un pic și în Siberia. Aici, în Budapesta, în Lituania, Vilnius, Copenhaga, Danemarca. Și aici sunt imagini cu blogul și cu, da, pagina de Facebook, unde, da, cei care sunt interesați, de unde cei interesați, pot să, da, afle o mulțime de detalii și pot afla mult mai multe povești, pot vedea de asemenea mult mai multe, da, fotografii. Îi invit să citească pe blog și le mulțumesc dacă o să facă. Adresa oricum a rămas pe, da, pe micul ecran, pe tot parcursul emisiunii, adică pot să intre pe pagina, da, ta și pot afla mai multe despre călătoriile pe care le-ai întreprins. Toate călătoriile astea înseamnă tot atâtea, dacă nu chiar mai multe, lecții de viață. Da. Și principalele învățăminte pe care le-ai tras din călătoriile pe care le-ai făcut până acum, care ar fi? Că totul e efemer și trece. Și clipele grele și fericirea, dacă n-ar fi așa, ne-am plictisit. S-ar crea poate un vid al ceva și devine, nu știu, corelat cu viziunea mea de viață, e că un mod onest și sincer construiește lucrurile cele mai solide, că cel care confundă inteligența cu viclenia și e rapid la a lua anumite scurtături, la un moment dat tot îi se întoarce, pentru că ce semănăm culegem și nimeni nu poate scăpa de această lege universală. Că cât trăim, învățăm și cu cât reușim să mergem în locuri mai diferite de ale noastre, învățăm mai multe. Cel mai important, e atât de frumoasă țara asta noastră și nu ne putem da seama. Dacă am ieșit afară și am văzut-o din atâtea țări, din atâtea puncte de vedere, de fiecare dată când mă întorc, îmi dau seama de și mai mult de calitățile noastre. Deci e adevărat că cu cât călătorești mai mult, cu atât îți dai seama, da, că e mai frumoasă țara și ta. Și frumusețea naturii la noi, ieșită din comun,
argentinienii, de exemplu, reușesc să-și promoveze foarte bine anumite zone. Frate, dar noi avem ceva mult mai frumos de atât și nu se promovează, pentru că sunt tot felul de ambiții. La noi lumea se ceartă, vecinul cu purcelul, cu cățelul, fiecare cu interesele lui, și, dar oricum asta la un moment dat se înfundă. Adică se face un nod care până la urmă se dezvoltă ceva, pentru că avem mai multe libertate, avem mai mult acces la informație și eu văd în jur tot mai mulți oameni onești și corecți și care încearcă să facă lucruri frumoase, nu neapărat să se îmbogățească ei, sperând că dacă ei au mai mult și ceilalți au mai puțin, li se pare că ei sunt mai inteligenți sau mai așa. Mă bucur foarte mult că am putut să văd alte locuri, ca să-mi dau seama cât de frumos locul de unde venim. Și văd aici în Ploiești, de exemplu, câteva, am văzut clădiri de așa răsfirate, foarte, foarte frumoase. Dacă s-ar fi păstrat măcar 3 străduțe de alea, s-ar fi făcut din Ploiești un loc turistic extraordinar. E păcat, e foarte păcat. La fel cum în Câmpul Lung... Atingi un subiect sensibil, pentru că în Ploiești mai sunt câteva clădiri pe care le menționezi și tu și alte câteva clădiri de patrimoniu care... riscă să se piardă pentru totdeauna, din păcate. Da. Sub ochii indiferenți și ai noștri și ai autorităților. Și, da, ăsta e un subiect sensibil, cred, în multe orașe din România, din păcate. Da. Și călătorind, în niciun caz, cât ai călătorit tu, am constatat că dacă au ceva frumos, marile capitale ale lumii au clădirile și locurile pe care nu le-au lăsat să se distrugă. Lumea o să călătorească și să tot... ceea ce au păstrat, de fapt. Lumea o să se sature să călătorească, să vadă clădiri și lucruri impresionante. Roma, Firenze, nu știu ce. Poți să te duci la Roma de 2-3 ori, dar o să vrei să găsești altceva. Lumea o să înceapă să vrea, și la noi încă nu, dar în afară e un curent al călătoritului cultural, uman, social. Omul se duce cu autobuzul, dar odată ajuns încearcă să găsească lucrurile care le-am căutat eu în călătoriile mele. Și când oamenii ăștia o să descopere România, o să le placă foarte mult. Când o să poată să meargă la ei vor asta, dar la noi nu se promovează asta, că trebuie promovat hotelul lui Xulescu, blogul lui Y-ulescu și tot așa. Dar asta, până la urmă, deci, la fel cum o grămadă de atrocități și de nedreptăți s-au eliberat și ne este mai bine acum, este mai puțină corupție decât acum 20 de ani, la fel, eu sunt încrezător și sunt, la mine e un pariu sigur. Adică, sunt niște lucruri umane, deci, cum... Omul ăla care a stat singur cu natura și cu oile și românii foarte primitor cu străinul. Numai că el, așa au fost educați să se certe și să-i treacă și asta. Și mai sunt multe alte lucruri care la televizor li se dă de mâncare, între ghilimele, cu certuri politice, cu nedreptăți de nu știu care. Într-adevăr, ne-au făcut ungurii și rușii mult rău în istorie. Dar așa era filmul pe atunci. Să semăn eu acum ură și să încerc să răzbun, nu-i corect. Oricum, ardealul e nostru și nu... pentru mine e simplu, poate să s-agite cine oricât ar vrea să s-agite. Și eu sunt un pic maghiar, dar o spun asta ca să promovez toleranță. Deci, nu, deci istoric, politic, uman, Ardealul e parte din România. Nu se discută asta. Dar dacă vine unul care să zice, băi, eu sunt român, și într-adevăr sunt român și țin la țara asta foarte mult, și da, să asum și să recunosc că, așa, genetic, s-au iubit între ei, domn, a fost frumos, sigur le-a plăcut, deci eu sunt urmaș, un picuț, bine, poate austriac numele, nu știu încă exact, încă caut în genealogie, pentru că s-au făcut maghiarizări forțate ale românilor, li se schimba numele și l-au făcut maghiarizări, apoi românii au făcut același lucru ca să le dreagă balanța la statisticile, exact, da. Și atunci s-ar putea cumva să deci mai am de stat prin arhive ca să mă asigur dacă numele Rad e nemțesc, Rad înseamnă roată pe germană, deci s-ar putea să fie străbuni din Austria, dar au venit din Austria în 1710, păi până la 1860, eu n-am putut să găsesc date înainte de 1860, s-o fi încrucișat austriacul cu maghiarul, cu românul, cu evreul, dar am fost învățat să urâm și să ne certăm și să ne războim ca să le meargă bine politicienilor. Da, e timpul probabil să depășim diferențele și diferendele astea și să ne ocupăm de chestiunile care ne apropie mai degrabă. Până la urmă, că și asta aș vrea să aflu de la tine, călătorind în atât de multe locuri și întâlnind oameni de toate felurile, n-ai cumva senzația că până la urmă, dincolo de anumite aspecte care ne
care nu sunt specifice unuia sau altuia. Suntem cu toții la fel? Indiferent pe ce meridian suntem și în ce spațiu geografic existăm și în ce regim trăim, prin definiție oamenii nu sunt aceiași. Și aici în Siberia și în deșert și în munții stâncoși și oriunde altundeva. Da, exact. N-au aceleași valori și aceleași repere. Ba da, și în esența marile religii până la urmă valori frumoase promovează și lucruri rele ne-au învățat, dar mai apoi când se pierd, i-a fost frică, au început să tenta, deci asta e, dar toți suntem oameni până la urmă și asta trebuie să înțelegem și să fim mai relaxați un pic. Ai avut ocazia să te întâlnești și cu elevi din Ploiești, cu tineri ploieșteni, cărora le-ai vorbit despre experiențele tale. Cum a fost întâlnirea asta și ți se întâmplă des sau ocazia să e prima oară? A fost la inițiativa unei doamne, un profesoară, care Ada Moroianu, care încântată de ce a citit din experiențele tale pe internet, s-a gândit să le facă o surpriză elevilor săi și te-a invitat să le vorbești acestora. Da. Cum ai primit provocarea asta de a le vorbi? A fost ceva care m-a bucurat. Eu nu sunt un om al, de exemplu, nu o să mă apuc să țin cursuri de motivațională personală. Adică am făcut niște lucruri, ar putea să învăț pe oameni cum să facă. Consider că oamenii trebuie să învețe în practică. Și dacă pot să-i ajut uman la o chestie simplă sau la ceva practic și real, da. Dar să vând povești sau așa, nu-mi place. Nu-i felul meu. Deci aia presupune că la anumite, eu nu mă pricep să-mi organizez evenimente. Am fost invitat la câte o televiziune, la câte un eveniment și am mers, pentru că cine a făcut invitația mi-am dat seama. Deci cum a fost doamna Ada, m-a invitat aici și deci e clar că se vine printr-o conexie și atunci o să se discute, ca să nu ajungă discuțiile la... Și mergând la această școală, nu a fost ceva formal în care să le arăt pe hartă și ei să trebuiască să rețină prin ce oraș am trecut eu, că nu e important. Au fost și lucruri despre sinceritate. Mi-e place foarte mult să vorbesc despre sinceritate. Consider că sinceritatea aduce un echilibru interior foarte bun, ne ajută să construim pe valori reale, să nu vrem să fim egoiști și să vrem să demonstrăm că suntem mai tari decât celălalt. Dacă ne plac sporturile și competițiile, sunt atâtea sporturi, ne apucăm să alergăm la 100 de metri garduri și care foge mai repede ia medalia, dar pe chestii, pe fair play. Așadar, a fost o întâlnire care ți-a făcut plăcere și care cred că le-a făcut mare plăcere și celor cu care ai stat de vorbă. Da. Crezi că are vreunul de gând să scalce pe urme? Nu-i scopul meu. Fiecare trebuie să-și urmeze pasiunea lui și dacă careva dintre ei are o înclinație spre călătorit, o să mă bucur să pot să susțin sau dacă are întrebări să ajut cu tot ce pot, dar ei deocamdată sunt clasa 8, trebuie să facă și o școală, să-și asculte părinții și lucrurile alea, ales elementare. După care, nu știu, dacă cineva vrea să facă ceva similar, o să ajut cu drag, pentru că și eu tot ce am făcut a fost prin ajutorul celor care m-au luat autostop sau celor care mi-au făcut donații. Spune-mi, te rog, care sunt locurile în care ne-ai ajuns încă și care îți dorești foarte mult? Indochina, Laos, Cambodgia, Thailanda, de asemenea Tajikistan și Kyrgyzstan pentru munții fabuloși de frumoși care iau, Africa, pentru că e un mozaic extra, sunt atâtea triburi, atâtea tipuri de oameni, poți să vezi foarte multe lucruri acolo. Caraibele, pentru că e un paradis în ceea ce privește vizualul și peisajul. Și dacă o să trăiesc și o să am zile, Doamne ajută, deci, dar nu-mi propun, nu, pe rând, încet. Ai obiective pe termen scurt și obiective pe termen lung? Cum te organizezi din punctul ăsta de vedere? Obiectivul meu de viață este să reușesc să-mi public cartea. Am făcut și cercetare pentru scop, fiind obișnuit să fac cercetare pentru licența respectivă, am citit bestseller-uri pe travel, deci cărți de travel, jurnale de călătorii, cât de multe, cele mai de succes, de multe ori în spatele unei cărți care se vinde bine e o poveste, de exemplu Che Guevara, după ce a ajuns lider politic mondial și a făcut cartea bestseller de travel. Nu era vorba despre cartea în sine, ci despre povestea din spatele ei. Și cartea e frumoasă, nu pot să zic, sunt lucruri, dar... Însă în alte circunstanțe n-ar fi devenit categoric celebră. Și atunci fac toată munca asta cu cartea, mi-ar fi plăcut, ar fi fost frumos... Va fi un ghid al călătoriilor tale, cartea aceasta? Sau... Un jurnal? Ghiduri sunt suficiente. Cine vrea să ia avion, caută pe Google, găsește. Cine vrea să se cazeze la un hostel, la fel, îl ajută Google. Nu pot să fac, dacă fac ceva repetitiv, ofer ceva ce deja există, e clar că nu are nimeni interes pentru aia. Sau interes mult mai puțin. Deci, o să încerc să public cartea,
o doamnă româncă traducătoare din Paris să-mi traducă cartea. Ea mi-a citit blogul, a văzut că eu mai postam pe Facebook, ziceam, întrebam, să-mi dau seama cum funcționează cu editurile, de ce nu vrea nimeni să... Deci am luat-o chiar ca copilul naiv. Din păcate, sistemul românesc e cumva, la un anumit extent există și rațiuni practice pentru care se publică anumite cărți, dar mai apoi se publică anumite cărți și din rațiuni injuste, mai apoi drepturile scriitorilor nu sunt respectate, adică mi-ar da mărunțiș, bani de cafea sau ceva de genul și mai bine mor de foame decât să iei o muncă care am făcut-o și nu acționez. Așa că o să încerc dincolo, deja sunt tradus o treime din carte, dar procesul, după ce se traduce cartea, trebuie un contract cu editură, până se publică, până se pune în librării. Cartea e visul meu. În rest, eu sunt om de la țară. Eu pot să muncesc orice, că nu e o problemă, atâta timp cât în jurul meu sunt oameni cu care eu să îmi fie drag și să mă înțeleg bine. Că chiar dacă vis-a-vis de cercetare istorică am reușit să găsesc ceva, aș putea face aia, aș putea face cartografie, aș putea face câteva lucruri, dar nu sunt interesat să intru în acele domenii și în acele sisteme care eu, pacea mea interioară și bucuria mea e dată foarte mult de calmul care, pentru că în momentul în care te baci și încerci, bineînțeles, oamenii luptă fiecare în felul lor ca să-și facă un rost în viață, să facă ce le place, eu lupt cu cartea. În rest pot să fac orice fel de muncă și să continui să mai călătoresc câte un pic. Cărțile pe care le-ai citit, da, te-au ajutat în vreun fel pe parcursul călătoriilor tale? Categoric. Se simte, deci chiar dacă eu nu am citit pe Ion Creangă ca să-l rețin, dar mi-a dat moștenire un mod de a exprima, un mod de a zice, de asemenea Mihai Barbu, care e primul român care a făcut o expediție concretă și a scris o carte. El a mers cu motocicleta până în Mongolia în 2009. Felul lui de a scrie și de a ține un jurnal de asemenea m-a inspirat și am preluat anumit fel de a scrie. Nimeni nu a picat din cer și a inventat el ceva. Nici măcar roata, ca să rămânem la numele tău, care are și el semnificația lui și rostul său în povestea, da, unui călător cu autostopul în, da, jurul lumii. Pentru cei care ar fi tentați să muscalce pe urme, da, poate nu chiar într-un ocol al lumii, da, nu într-un proiect atât de ambițios, dar măcar să parcurgă câteva, da, țări în felul acesta, ce sfaturi esențiale ai avea? Să meargă și să călătorească în felul lor. Suntem tentați de multe ori să adoptăm ceva ce am văzut că a funcționat la altcineva. Și e posibil să nu funcționeze în cazul nostru. Pentru că suntem altceva, deci fiecare e diferit. Și chiar dacă funcționează în cazul nostru, după aceea să nu ne așteptăm să aibă același rezultat ca în cazul ăla, că el e primul care a făcut asta. Și, adică, nu sunt primul care a făcut autostop, Doamne iartă-mă, sunt și alți români care au făcut, este Mirela Magop, 48 de țări, este Levente Cadar, și mai este un tip din Arad. Mai sunt trei români care circulă destul de mult cu autostopul, dar e foarte greu să și circul cu autostopul, să scrii și un blog, să reușești să faci. Deci e omul așa. Cei care, oricine vrea să facă ceva în viață, să facă un legea lui și să-și urmeze inima, pentru că aia aduce cele mai frumoase lucruri. Bineînțeles, să fie și inteligent, să fie și practic, să învețe, pentru că a face un blog e o chestie destul de tehnică, adică ai de învățat niște lucruri, nu că mi-ascult inima, că nu mă învață inima așa, deci să nu se exagereze, munca e muncă. Adică nu poți fi visător 100%, poți visa la niște destinații pe care să le atingi la un moment dat, dar pentru a-ți atinge obiectivele astea trebuie să faci și niște pași practici, cât se poate de practici. Categoric, și mulți. Îți mulțumesc mult, Timotei Rad, pentru prezența în emisiunea noastră. Îți dorim drum bun. Mulțumesc. Călătorului se spune că ieși de bine cu drumul. Te pregătești de noi și noi călătorii, sunt sigur de asta. Așteptăm cu nerăbdare și călătoria asta pe care o reprezintă cartea, pe care o vei publica la un moment dat. Un volum din care vom afla cu siguranță mult mai multe despre călătoriile tale. Este pe blog. Deci ceea ce este mare pe parte, blog... Mare parte din carte... 90%. S-a mai editat, s-a mai modificat, pentru că o carte e alt format, se organizează altfel și în rest, dar... Invitația e clară, așadar, pentru cei care sunt în fața micului ecran, până când apare cartea, să citească articolele de pe blogul tău, autostopmagellan.ro. Mulțumim încă o dată și eu vă mulțumesc din nou mult. Toate cele bune. Tot ce mai bun, la fel și dumneavoastră, dragi telespectatori, până data viitoare, numai bine vă doresc.